la primul bombardament, atunci chiar pe teritoriul României. Chiar. Păi le-ați văzut sau de unde știi? Deci a trecut pe deasupra. A fost groaznic și cu doi copii mici acasă, dormeau, s-au trezit și ei din cauza zgomotului și a trepidaților, că se simțeau geamurile foarte, foarte tare. Localitatea Plaur, care e la o distanță foarte mică de zona de conflict, și anume 200-300 de metri, oricând dintr-o eroare fără intenții poate crea o dronă în care să avem pierdere de vieți omenești, nu vorbim de pierdere de materiale. Important e că omul are o viață și trebuie prețuită. Aș lua în calcul eventual, eu știu, să analizez din situațiile abilitate posibilitatea chiar de strămutare binevolă a locuitorilor din Plaur, care, într-adevăr, sunt într-o zonă ca și de conflict. Adică spaima nu e mai mare în Ucraina decât față de cea de la noi. După mine așa, n-ar fi posibil, că la nu dă 20.000 de ori pe ea s-o trimeat aici să cadă în posteritatea asta. El vrea să se atingă punctul lui acum. Dacă ar vedea că a mai venit cineva și ar liniști, că nu este niciun pericol, că suntem păziți sau așa, atunci ar fi alte deci acolo situații. Da, sunt oamenii din satul Plauru care povestesc cum se simt sau cum se resimt aceste bombardamente zi de zi acolo, dar mai ales ce s-a întâmplat în ultimele zile. Primarul de acolo spune, eu am găsit drona, n-a găsit-o Ministerul Apărării. Astăzi au fost din nou dată alarma tot de către un localnic că ar fi căzut o a doua dronă. Ministerul Apărării face investigații de azi dimineață, militarii sunt în teren, se caută resturi ale acestor drone despre care ucrainenii au spus din primul moment că sunt drone Shahed, acelea produse de iranieni, despre care am tot discutat, o astfel de dronă costă 20.000 de dolari. Despre ce se întâmplă cu aceste drone găsite pe teritoriul României, nu știm dacă una sau două la acest moment. Discutăm împreună cu domnul Constantin Ciorobea, este contraamiral de flotilă. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Mulțumesc, bună ziua! Domnule Ciorobea, în primul rând, oamenii sunt foarte speriați acolo. Primarul cere strămutarea localnicilor. Nu a fost foarte limpede ce s-a întâmplat. Înțelegem că a fost informat NATO. Stoltenberg a dat și primele declarații în care a spus că nu a fost un incident, da, voit, nu a fost țintită România. Înțelegem că s-au dus acea bucată de dronă, acel rest de dronă s-a dus la laborator pentru investigații. Dar oamenii sunt în continuare foarte speriați. S-a dat astăzi alarma pentru a doua dronă care ar fi căzut pe teritoriul României. Nu știu dacă statul român a gestionat cum trebuie, uitându-ne și la ce spun ucrainienii, că am dat dovadă de slăbiciune. Acum, vedeți, cu slăbiciunea, poziția României a fost foarte fermă. Eu aș vrea să amintesc declarația președintelui Iohannis, care a spus că dacă se arată că va fi o dronă pe teritoriul României, aceasta înseamnă încălcarea suveranității României, un atac, mă rog, sub orice formă la adresa României. Deci nu putem vorbi de slăbiciune. Pe de altă parte, România nu poate să acționeze împotriva unor astfel de drone aflate la această limită, la graniță. Adică, ce vreau să spun, chiar dacă se identifică o astfel de dronă, a lansa o rachetă pentru a lovi drona și această rachetă lansată din România să ajungă în Ucraina, e un aspect care trebuie evitat. Deci trebuie înțeleasă complexitatea acestei zone și complexitatea situației. Revenind la ceea ce prezentați noastră privind situația cetățenilor români care trăiesc în acea zonă, aici cumva, da, trebuie analizat în mod foarte serios ce se întâmplă acolo. Chiar poziția primarului care spune că sunt cetățeni care ar dori să plece din zonă, consider că este nimerită și ar trebui analizată cu seriozitate posibilitatea strămutării unor cetățeni dacă ei doresc acest lucru și ajutați în acest fel. Pentru că, într-adevăr, este o foarte mică diferență între ce se întâmplă de o parte și de alta a Dunării, adică vorbesc din
percepția pe care o are cetățeanul care trăiește acolo, nu din punct de vedere militar sau strategic, pentru că, într-adevăr, nu putem vorbi de un număr foarte mare de drone care cad pe teritoriul României. Nici nu știm câte resturi cad, domnule Cerovea. Nu a afectat în mod direct. Cetățenii au aflat despre ea, abia vorbesc de cetățenii care locuiesc în zonă, au aflat din presă că a fost o dronă în apropierea localităților. Da, dar localnicii de acolo filmează de foarte mult timp și au mai fost investigații în zonă, tot așa la apelul lor, pentru că li se părea că a căzut o dronă acolo sau că au existat atacuri care ar fi ajuns până pe teritoriul României. Acum, ce vreau eu să vă întreb este următoarea chestiune, apropo de, spuneam, de slăbiciune. Noi nu știm nici până la ora asta a fost, n-a fost dronă rusească, poate la final este că a fost ucraineană, însă ucrainenii au spus inițial că au dovezi fotografice, că e limpede că a fost o dronă Shahed care a ajuns pe teritoriul României. La noi toată lumea a negat, de la președintele țării până la premier, MAPN și mai departe, în sens invers, da? Faptul că noi ne-am contrazis vreo zi jumătate cu partea ucraineană până când s-a dus domnul Tâlvăr pe acolo, a descins și a zis da, s-a găsit o bucată, un rest de dronă, așa este. Aici e întrebarea despre slăbiciune și despre cât de coerent este statul ăsta român și în fața cetățenilor săi, dar și în fața părților implicate și în război și aliaților, că era și summitul ăsta al celor trei mări la București și noi o țineam că nu e adevărat ce spun ucrainenii, până când s-a dovedit că există un rest de dronă totuși. Poate că a fost un pic de, să spunem, o abordare mai puțin profesionistă din punct de vedere al comunicării pe această temă. Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul și poziția Ucrainei, adică mi se pare straniu, ca să nu zic altfel, faptul că așteaptă o declarație a unor oficiali din România și după aceea vine și spune nu, voi mintiți, uitați aici imagini care arată clar că au căzut pe teritoriul României. Nu știu cât de corectă este o astfel de abordare, ci probabil că, din principial vorbind, trebuia să aibă loc o discuție la nivel înalt între cele două părți, mă refer la probele trimise de Ucraina și o analiză făcută în România, și o declarație comună pe acest subiect, adică nu facem concurs care ghicește primul și care minte mai mult. Adică, da, este de încurajat un mod de comunicare coerent din partea organelor de mai ales pentru că oamenii sunt speriați acolo. Sunt oameni care spun că nici nu au cum să ajungă la Tulcea, că nu există transport peste noapte. Oamenii sunt cu adevărat speriați de ce se întâmplă acolo și până la capăt așteptarea noastră era totuși ca statul să fie foarte... Mai bine nu ieșeau în declarații decât să ne spună de la o zi la alta lucruri total diferite, domnule Ciorobea. Și aș mai vrea să vă întreb ceva. Este sau nu acea zonă monitorizată și de aliații noștri, și mă refer aici la NATO, la America, da? Pentru că noi așa am înțeles. Și dacă este monitorizată, atunci România nu primește aceste informări? Președintele Klaus Iohannis nu primește informări cu privire la ce se întâmplă acolo? Adică n-ar fi trebuit să primim deja informări, nu să căutăm drona în junglă, cum s-a exprimat domnul Ciolacu, că așa ne-a spus că s-a căutat în junglă drona. Da, e o zonă împădurită această zonă, eu o cunosc destul de bine și într-adevăr zona aceea, Plaurul și toate localitățile din jur sunt separate. Da, sunt împărțite de Tulcea sau până la Tulcea se trece peste Dunăre cu un bac care circulă după un anumit program. Exact. Da, într-adevăr cetățenii din acea zonă sunt izolați și așa cum am prezentat la început, trebuie analizat foarte serios situația celor care locuiesc în acea zonă și, într-adevăr, trebuie făcut ceva. Pe de altă parte, într-adevăr, a fost o lipsă de comunicare și, să-i spunem, o abordare mai puțin profesionistă a comunicării, pentru că nimeni nu ne-ar fi împiedicat la nivel Ministerului Apărării sau mai sus să vină cel care pe relații publice să facă o informare spunând că da, se ia în calcul, se fac analize, vom trimite echipe în teren. Uitați cum se întâmplă acum. S-a făcut din nou o sesizare că a mai fost o dronă în zonă, s-au trimis echipe în zona respectivă, se vorbește cu cetățenii care sunt și locuiesc în acea zonă și practic există o comunicare între autorități și cei care locuiesc în acea zonă, în așa fel încât să crească încrederea reciprocă în
în cetăți, da, domnule contraamiral, mai am o ultimă întrebare. Am înțeles, aici e un rest de dronă, nu a existat până acum niciun soi de atac țintit spre România și așa mai departe, dar cât de periculoase sunt aceste drone? Că dacă nu discutăm despre un rest de dronă, ci de o greșeală de calcul voită sau nu din partea rușilor, și ajunge o astfel de dronă Shahed în România, nu doar la nivel de bucățică. Da, o încărcătură de 50 de kilograme de explozibil este destul de luată în calcul. Adică efectele vor fi de... Nu pot fi efecte reduse sau nu putem avea, mai ales dacă ajunge într-un sat, într-o localitate. Atunci, pe o casă, dacă pică, din păcate, se pot întâmpla inclusiv pierderi de vieți omenești. De aceea am specificat că încurajez acea inițiativa primarului din zonă de a sprijini pe cei care vor să se disloce din acea regiune, pentru că, într-adevăr, o dronă, dacă întreagă, cu încărcătură explozibilă, pică pe o casă, din păcate, putem avea și pierderi de vieți omenești. Da, vă mulțumesc foarte mult. Constantin Ciorobea, contraamiral de flotilă, a fost alături de noi și vă reamintesc și ce spune un expert ucrainean. Faptul că România, având un astfel de precedent, a dat dovadă de slăbiciune, acest lucru mă surprinde, pentru că nu are de ce să se teamă. Ce ar face Rusia? Ar lansa un atac cu rachete asupra Bucureștiului? Nu există așa ceva, dar vecinii noștri întâi nu recunosc că rachetele intră în spațiul lor aerian, iar acum nu recunosc dronele Shahed, deși există dovezi. Uite, la un asemenea incident, dar de asemenea anvergură, totuși nimeni nu este sancționat în niciun fel la nivelul statului român. Bun, revenim acum la temele noastre economice, pentru că vorbeam și înainte de publicitate despre ce se întâmplă cu aceste măsuri fiscale care apar. Sunt peste 180 de măsuri fiscale. Au rămas alături de noi Simona Sfătaru, senatorul SR, mulțumesc foarte mult. Bogdan Matei, senator PSD, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, mulțumesc foarte mult. Și îl așteptăm să se alăture și pe Florin Cîțu, fostul premier al României, senator PNL, imediat. Bun, dar pentru că nu am reușit să discut și cu voi, Simona Sfătaru, despre aceste măsuri fiscale care la rândul lor aduc pentru români scumpiri, de la locuințe, la facturi, la energie, la mâncare și așa mai departe. Că unei companii, când îi pui o taxă în plus, ea scumpește produsul mai departe, că doar nu o să iasă pe pierdere. Costul se mută clar în buzunarul românului. Va cumpăra o pâine mai scumpă, va plăti un serviciu mai scump, nu îl va suporta compania. Însă, dacă lucrurile acestea, care tot au fost anunțate, nu se mai clarifică, iată, ele produc rău în lanț, adică efectul în economie, din ce am auzit de la analiști, efectul rău, evident, se produce deja, pentru că oamenii trăiesc într-o insecuritate, își reanalizează bugete, acțiuni, măsuri, prețuri, deci efectele se văd deja, pentru că sunt aproape 3 luni de zile de când guvernul României amenință cu aceste majore de taxe și nu clarifică deloc situația. Deci mi se pare foarte grav acest lucru. Mai avem o problemă aici, că tot anunțând foarte multe taxe, se întâmplă foarte multe mișcări în piață și la nivelul firmelor și la nivelul oamenilor, da, care află că ei se impozitează X, sigur, Y lucru, dar e că nu se comunică nimic concret, nu noi scurgem drafturile astea din ministere, evident, ci politicienii și funcționarii scurg aceste drafturi din ministere. Marius Pașcan, și toate aceste anunțuri de taxe și impozite nu fac altceva decât să umfle și prețuri sau să oamenii își mută firmele, rezidențe și așa mai departe. Adică mișcări în piață se întâmplă. Eu cred că lucrurile sunt simple în această perspectivă, în sensul că aceste documente, aceste drafturi sunt scăpate tocmai pentru a testa pulsul public. Ce spun analiștii, ce spun specialiștii, ce spun economiștii, și văd care strigă mai tare și care sunt considerate probabil mai negative. Că în ansamblu toate sunt negative. Tot ce înseamnă creștere de taxe este negativă, dar se dorește a se testa ca printr-un turnesol care sunt mai dureroase sau care produc un impact public mai grav. Pe de altă parte, ceea ce este îngrijorător
este diferența dintre vorbe și fapte la nivelul guvernării. Dacă vă uitați pe ansamblu, deși Marcel Ciolacu a spus-o de mai multe ori, că nu vom mări impozitele, taxele pentru români, tocmai asta se întâmplă și mai grav decât atât, nu duce această povară clientela politică, aparatul de partid. Nu fac niciun fel de sacrificii la nivel de instituții ale statului pentru a cumva să împărțim povara asta și greutatea asta și eșecul economiei pe care guvernanții l-au generat, nimeni altcineva. Deci acest lucru nu-l vedem. Pe de altă parte, ni se tot aruncă aceste drafturi că nu mai înțelegi nimic. De la unul la altul sunt alte modificări. Asta nu înseamnă deloc predictibilitate economică. Nu-și poate face nimeni în mediul de afaceri din România niște calcule pe termen lung. Cum să-și controleze, să administreze afacerea încât să fie profitabilă. Cum să își calculeze veniturile, cheltuielile, că totul este haotic și prin faptul că se generează aceste măriri de taxe, impozite, și care în primul rând vor merge către omul de rând, către IMM-ul și așa mai departe, se destabilizează întreaga structură economică a României. Și în loc să ne luptăm să scădem inflația, să venim cu investiții foarte puternice, cu noi locuri de muncă, să atragem finanțări, noi nu facem altceva decât să tot rostogolim această demagogie și aceste măsuri care nu le știe nimeni în esență. L-am văzut și pe ministrul ăsta Căciu, că nici n-aș mai deschide gura în locul lui, că spunea cum va genera și ce se va întâmpla dacă nu venim să facem măsurile de reformare a sistemului de pensii și cum nu luăm multe bani. Dar până acum cine i-a împiedicat? Că înțeleg că iarăși sunt tot felul de drafturi și de proiecte de legi și de ordonanțe care sunt dezbătute în spațiu public, dar nu le asumă nimeni. Pur și simplu se testează reacția publică, nu înțeleg altfel, că fapte concrete nu sunt, doar declarații televizuale, da. Uitați, doar declarații în mass media. Consilierul BNR, Lucian Croitoru, vorbește despre faptul că aceste măsuri pe care le pregătește guvernul nu fac altceva decât să împlinească visul socialist, adică sunt măsuri de factură socialistă, și mai vorbește despre faptul că acest pachet fiscal încurajează evaziunea și taxează afacerile corecte. Și, de exemplu, vorbește aici domnul Lucian Croitoru că este un sistem, se dorește ajungerea la un sistem agresiv care să-i gonească pe investitori. Voi ce aveți îndrăzneala de a face afaceri oneste, să știți că suntem aici și avem grijă să nu răzbiți decât atât cât vrem noi. După ce reușiți atât cât vrem noi, vă vom lua foarte mult prin impozite. Atunci am putea spune că percepția referitoare la ceea ce ghidează elita conducătoare în elaborarea acestor măsuri putea fi dezaprobarea și uneori disprețul sau agresivitatea față de libera întreprindere. Poate că domnul Boloș, ministrul finanțelor, a simțit că pachetul fiscal conține pericolul unei astfel de percepții. Și poate că de aceea a simțit nevoia să ghideze percepțiile prin precizarea pentru public, dar și pentru diversi parteneri de negociere, că nu dorește totul să gonească investitorii. Simona Spătă. Vorbe, vorbe de la domnul Boloș, auzim, și dintre cele mai explozive și cu efect foarte nociv pentru economia românească. În fiecare zi. Domnul Căciu și-a pierdut toată credibilitatea de când a făcut acest buget mincinos în care ne aflăm astăzi în executarea lui, și efectele iarăși se văd pe măsură. Trebuie să înceteze această ascundere a intențiilor guvernului. Marcel Ciolacu trebuie să înceteze să amâne luarea unor decizii. Dacă insistă în ele, eu încă și sper, USR încă face acest apel pentru a nu mai insista totuși în creșterea taxelor și impozitelor. Renunțați la această măsură pe care tot o testați în piață de aproape 3 luni de zile. Nu asta trebuie făcut. Prioritatea trebuie să fie, da, în a executa PNRR, în a face reformele promise. Apropo, domnule Marcel Ciolacu, ați promis de nenumărate ori că vă apucați de reforma pensiilor speciale. Vă aștept în Parlament. Am început și serviciu. Și poate veniți și la serviciu. Vezi, da, că a zis domnul Căciu că e gata până pe 15 octombrie. Asta. Pregătește-te că domnul Căciu, de altfel, a anunțat că de aceea a fost trimis în spațiu public. Bine. Cele 1,4 miliarde aferente. Venim imediat la pensii speciale. Vorbim imediat de pensii speciale. Până atunci, însă, fostul premier al României, Florin Câțu, spune că Marcel Ciolacu, guvernul României, dar nu plătește facturile ca să arate un deficit bugetar mai mic. Vorbim aici despre plata facturilor, sau, mă rog, pentru plata concediilor medicale, facturilor pentru medicamente, facturilor PNDL, Angel Saligny. Este alături de noi Florin Câțu. Bun găsit!
Bună ziua. Deci noi ascundem deficitul bugetar, vrem să-l facem mai micuț, ne plătim facturile sau cum? Bine, este metoda pe care a fost și în 2019, dar aici a fost confirmată de Ministrul Finanțelor în direct la televizor, care a spus că a ținut deficitul în ultimele două luni de zile prin metode interne, prin amânări de plăți. Uh-huh. Și vă aduc aminte că și în 2019, când la finalul 2019, când am preluat guvernarea, erau facturi la concedii medicale neplătite de ani de zile, la PNDL de 8 luni de zile, etc. Ne aflăm astăzi în aceeași situație și economia arată asta, pentru că azi Eurostat a mai publicat o informație. În trimestrul 2, România este țara a doua din Europa, ca mărime, unde scade numărul angajaților cu aproape un procent față de trimestrul 1. Deci este clar că aceste măsuri, neplata facturilor, se văd efecte negative în economie. Și bineînțeles, dacă urmează, eu sper că nu urmează aceasta a doua ordonanță 114, că de fapt asta este un armagedon exact atunci se întâmplă. Asta zicea și Gabi Biriș mai devreme. Da. Exact același taxe, exact același lucru. Adică sunt taxe lui Dragnea, am trecut supraimpozitarea cu taxul part-time, anul ăsta venim cu taxa pe multinaționale care e mai mare, Dragnea cel puțin era 0,8, acum e 1%, și celelalte taxe. Și vă dați seama că economia nu poate să meargă decât din rău unde este azi, în mai rău. Și asta este cea mai mare problemă. Deja, fără să ai această ordonanță, deja ai afectat economia, să încerci să cosmetizezi deficitul. Dacă mai vine și această ordonanță peste, o să fie dezastru. Și partea cea mai... sau unde este cinismul? Eu am mai spus, dar primele ședințe de guvern, Marcel Ciolacu a dat două ordonanțe prin care a crescut cheltuielile bugetare cu aproape 3,7 miliarde de euro în câțiva ani de zile. Anul acesta aproape 2 miliarde sau aproape 2 miliarde și ceva subvenții pentru două sectoare din economie. Deci începem cu subvenții și apoi spune că avem probleme la buget și trebuie să omorâm restul economiei, bineînțeles pe privat. Că eu nu cred că se va face vreodată vreo reformă în sectorul public, pentru că dacă trebuia să facă până acum, avea reforma salarizării făcută. PSD a avut ministerul, avea reforma pensiilor făcută, avea reforma pensiilor speciale. Deci acolo nu se vrea să umple, dar mi-e teamă că la taxe vom vedea băgate taxe ca și anul trecut. Dar se pot pune aceste taxe, unele am văzut de la 1 octombrie, unele de la 1 ianuarie și noi știam că exact cel minim 6 luni pentru mediul de afaceri. Acum nu mai există? Nici anul trecut n-a existat să citi acela și nu este pentru mediul de afaceri, este în legislația din România. Deci e legislația pe care și în program de guvernare, deci ne batem joc de legislația în vigoare, dar ne batem joc de program de guvernare votat în Parlamentul României, care spune foarte clar că nu vor introduce taxe noi. Era o linie roșie, singura linie roșie a Partidului Național Liberal, nu va introduce taxe noi. Acum vă capar alte linii roșii, pe cum le depășește Partidul Național, inventează alte linii roșii noi. Iar Marcel Ciolacu, cred că în 5 iulie, a spus foarte clar că niciodată nu va introduce taxe și nu va crește taxe și nu va face. Păi nu e, că asta e o ajustare fiscală, e optimizare fiscală, ea nu este, nu înseamnă taxe și impozite. Apropo de ajustare, ajustorul ăsta fiscal, am înțeles că acum se cheamă e altfel, că citea Gabi Biriș mai devreme din document, e o taxă pe pierdere, dar noi vrem să știm, este o taxă pe pierdere la firmele mari, alea șmechere care sunt mereu pe zero, sau e o taxă și la afacerile normale care nu au cum să aibă profit în țara asta mereu cum și-ar dori guvernul? Nu știm exact până nu apare. Cert este că există acest concept de a avea o taxă minimă de profit, adică ai, nu ai profit, plătești profit, ceea ce este o prostie. Dar ne-am obișnuit că și în perioada 2017-2019 veniseră cu TVA defalcat și cu alte minunății, că tot inventau. Gândiți-vă și astăzi, avem de-a face cu transferul contribuțiilor de la angajat la angajator. Legea respectivă niciodată, sau ordonanța niciodată nu a fost trecută, pentru că jumătate din economie a făcut acest lucru, sunt sesizări la ce cere, deci este o întreagă debacură. Așa o să fie și aici. Este clar, se pare că Liviu Dragnea că se uită la Marcel Ciolacu și este mândru de Marcel Ciolacu. Nu cred că e, că el a vrut să facă el măsurile astea, dar într-o ordine mai bună la un moment dat. Este mândru că Marcel Ciolacu i-a luat, a ascultat foarte bine atunci când era în partă, când vorbeau Ghinteanu cu Dragnea, el era Văslașu și a ascultat bine și uite că astăzi
ne lovește cu ce n-a reușit Dragnea. Totul e să nu ne necăm. Odată 114 a fost aprobată și la câteva luni de zile după s-a revenit asupra ei, pentru că au fost o fel de probleme cu toate taxele, și pentru Telecom, și pentru sistemul bancar, și pentru administratorii din pensii private. Așa mă aștept și acum. Da, mulțumesc foarte mult, Florin Cățu, pentru că ai fost alături de noi. Bogdan Matei, vă permit replica. Da, nu este vorba de o replică, pentru că nu vreau să intru într-o... Nu, dar asta faceți, sau... nu plătiți facturile ca să ascundeți deficitul? Sub nicio formă. Dacă vrem să vorbim strict pe restanțele unui guvern... Întotdeauna... Vorbim de plată, concedii medicale, el asta. Eu vreau să vă spun că în fiecare an niciodată un guvern al României n-a fost la zi cu plata concediilor medicale, cu, nu știu, orice alte lucruri vreți dumneavoastră, pentru că n-a avut niciodată cash flow-ul necesar de a ține pasul la zi cu plata acestor facturi. Adică, dacă vrem noi acum să spunem că a fost premier, că tu ai dus la zi toate facturile și ai plătit toate aceste concedii medicale, întrebarea mea ar fi una foarte clară. Păi și atunci noi de ce am găsit atât de multe concedii medicale în momentul în care am preluat guvernarea? Undeva când? Parcă ne scapă. Când ați preluat-o? Acum cu domnul Ciolacu? Acum cu domnul Ciolacu. Păi și înainte cine a fost la guvernare? Păi nu, încă o dată, deci nu se zice. A fost cu domnul Ciucă? Nu. Eu vreau să vă... Și domnul Ciucă a preluat facturi restante de la domnul Cățu. Adică nu, da. cred că este oportun să intrăm... Ciucă chiar mi-e cel mai milă dintre toți. Nu cred că... Mai știți ce mai face domnul Ciucă, colegul nostru de guvernare? Da, este senator. Președinte Senatului României, are întrevederi cu omologii domniei. Și are și pensie specială și nu vreți să-i o tăiați, nu pensia specială. Pensiile speciale, a zis domnul Căciu, deci dacă ai domnul Căciu, eu sunt liniștită când zice Boloș pică bursa, când zice Căciu, cine știe ce se întâmplă. Vor fi gata până pe 15 octombrie, să știți, le trebuie să fie gata în decembrie 2022, dar la un an distanță, ce e un an în viața noastră când plătim 12 miliarde la pensiile speciale? E nimic, nu? E un an de zile din viețile noastre, nu mai contează. Dar cât o fi un an ăsta de zile din viețile pensionarilor ceilalți ai României, nu știu, poate știe totuși guvernul. Plătim 1% acum din PIB pentru aceste pensii speciale. În 5-10 ani o să plătim cam 3%. Doamna Deca va fi mândră că ea nu are atâta la educație, nici nu-și dorește, că ea nu are nevoie, că ea nu se ocupă de educația din România, se ocupă de albumul de poze de la Cotroceni în continuare. Însă, Eugen Rădulescu este consilier al guvernatorului BNR, este cel care a lansat toate aceste cifre. A pus la un moment dat în discuție și faptul că ar trebui făcut un referendum constituțional. Vreau să ascultăm această opinie a domnului Rădulescu, care ne-a spus că avem acest grav avertisment, că o să ajungem la 3% din PIB pentru pensiile speciale dacă nu ne oprim și dacă nu umblăm un pic și la vârsta de pensionare. L-ascultăm pe Eugen Rădulescu de la BNR și ne întoarcem în dezbatere. În legătură cu pensiile speciale, aș spune că există 3 categorii de probleme. Una este nivelul pensiei raportat la venitul din timpul activității. A doua problemă este numărul celor care pot beneficia de pensii în alte condiții decât oamenii obișnuiți, iar aici vorbim despre, ca urmare, extinderilor progresive care s-au făcut în ultimii ani, undeva la peste 200.000 de persoane care, odată ce îndeplinesc condițiile, reușesc să fie pensionați cu mult înaintea celorlalți. A treia categorie de probleme este aceea legată de vârsta de pensionare. Dintre toate cele 3 categorii de probleme, aceasta mi se pare cea mai severă. Și aș vrea să subliniez foarte clar, nicăieri în Europa nu există cineva să poată să iasă la pensie la 40 de ani. Chiar cei care au, prin profesia pe care au ales-o, au dreptul la pensie după 20 de ani de activitate, și există mai multe categorii în mai multe țări, nu pot să ia pensie de la 40 și ceva de ani până la sfârșitul vieții. Așa ceva nu există. Pot să-și aleagă să plece din locul de unde lucrau, pot să-și aleagă o altă profesie și când împlinesc vârsta pentru a primi pensia, să o primească.
Dar aceasta este o categorie de probleme legate de, mă rog, de vârsta de pensionare. Nu poți să fii egal în fața legii când ești la 45 de ani, să fii egal cu ăla care este la 65 de ani la pensie. Nu e nicio egalitate aici. Este un flagrant dezechilibru. Părerea mea este că acest lucru ar trebui rezolvat într-un fel. Am vorbit despre posibilitatea unui referendum. Da. Asta. Mi se pare neimportant asta. Eu cred că primul lucru care ar trebui rezolvat ar fi un dialog pur și simplu, pentru că e o chestiune de bun simț. Nu se poate ca o societate să-și trimită oameni care sunt în plină putere, care pot să muncească încă mulți ani, care au o experiență de împărtășit, care au avut o școală în spatele lor, să-i trimitem la pensie la 45 de ani și să facem ce? Nici la asta nu s-a umblat la vârsta de pensionare Simona Spătaru. În schimb, ne-a zis domnul Boloș că le cere 20% impozit de la Comisia Europeană. Au plecat de la 15, la 30, acum s-a ajuns la 20, dar n-au reușit să facă nimic, nici măcar această discuție, această înțelegere pe vârsta de pensionare. Acum ne anunță, am văzut și la Ministerul Justiției, nu mai știu pe cine am mai văzut, un alt ministru care venise, cred că tot Căciu era, care spunea că domne, au acceptat magistrații să mai umblăm la vârsta acolo, dar a trecut un an și în fiecare lună plătim 1,1 miliarde pe aceste pensii speciale. Fiecare lună. În urmă cu un an am afirmat lucrul acesta, că vor trage de timp camâța de coadă cât vor putea de mult pentru a proteja pensiile speciale și, în definitiv, să nu le înlăture. Pentru cele mai multe categorii. Deci, dacă vor cosmetiza într-un final, în vreun fel, printr-un act normativ care să nu mai fie, să nu mai pice la curte, eu mă îndoiesc, sincer, de existența lui. La acest moment ce este ferm este că reforma este întârziată, că nu-și doresc și că au creat un act normativ neconstituțional și că suntem în pragul de a pierde cei 1,4 miliarde euro, ceea ce înseamnă investiții foarte mari. Înseamnă spitale regionale, înseamnă investiții pe care nu le putem imagina ca dimensiune. Investiții foarte mari. Aici suntem cu pensiile speciale. Nu se dorește înlăturarea lor. Când îl mai auziți pe Marcel Ciolacu, că spune vreau să fac asta, este o prioritate, vă rog să citiți întotdeauna verbul pe invers. Este nu-mi doresc asta sau voi face când spune nu, va spune și că eu face. Și liberali, că niciun dintre fără dubiu. Așa se demonstrează de 2 ani de zile. De 2 ani de zile nu suntem decât în pragul că a spus că se va face și nu se fac. În schimb, ajungem cu portofelele goale. Deci, reforme nu au făcut, nu au pus bani în economie din PNRR și din reforme, pentru că societățile comerciale care ar fi construit în investiții, ar fi derulat lucrări publice, ar fi adus bani în economie din taxe, din impozit pe profit, oamenii ar fi câștigat din salarii, ar fi revenit în țară sau cei din țară și ar fi găsit un serviciu și n-ar mai fi plecat. Bun. Deci, iată, 2 ani de zile puteau să facă bani în economie și taxele nu mai erau necesare a fi majorate dacă se opreau și ei din angajările pe care le fac la stat, dacă nu făceau tot acest jaf. Este extrem de grav că cu 2 sau 3 ordonanțe de anul trecut, de la austeritate odată, anul ăsta încă una, da, și acum era. Anunță alta, ce fac? N-au făcut decât să stimuleze și să creeze condiții pentru angajări. Acum înțeleg că se derulează iarăși niște concursuri pentru a îi face pe actualii șefii de serviciu ăia care ar trebui să nu mai fie, să îi mute pe directori. Le creează condiții speciale, da, pentru a putea să, da, permite, să fie salvați. Spune, da. Da, deci, apoi, bunuri și servicii. Când au anunțat că se vor reduce cheltuielile pentru aceste categorii de cheltuieli, așa? Ce au făcut din instituții? S-a dovedit pe cifre de la INS că s-au mărit consumul pe aceste lucruri, pe bunuri și servicii. Da, deci nu există niciun fel de reducere a cheltuielilor la stat. Dimpotrivă. Această discuție despre pensiile speciale ne-a obosit pe toți. Mai bine veneau și spuneau, doamne, nu vrem, nu putem, nu ne interesează, se ocupau de altceva. Facem rost de bani din altă parte. Da, nu știu de unde, dar în fine, de la taxat români. Dar, Marius Pașcan, purtăm această discuție despre pensii speciale de nu mai mi-aduc aminte. De când am intrat eu în politică acum foarte mulți ani, strângeam semnături pentru eliminarea pensiilor speciale. Am ajuns astăzi
să ascultăm cum încercăm să le impozităm, dar nu reușim cu 10, cu 20, cu este ceva absolut de nedescris. Astăzi, ieri, aseară, a apărut Căciu să ne spună că o să fie gata pe 15 octombrie. Boloș ne zice că lui a spus comisia să le impoziteze. Deci fiecare e pe limba lui și cu cât trece o lună, încă o lună, noi mai plătim încă atât și ăștia se mai pensionează pe bandă rulantă în continuare, că doar nu... Da, stat atât de deștepți încât nu vor să mai stea în continuare acolo, nu? Se vrea. Sunt de acord cu colega de la USR, doamna Spătaru, de acord și cu ce a spus domnul Rădulescu. În esență putem rezuma povestea asta, anume că s-ar vrea dacă am vedea o minimă intenție și care cum poate fi materializată, cât se poate de simplu. Să-i cheme președintele ca mediator între puterile statului, cei de la vârful guvernului, cel care conduce Senatul, de asemenea Camera Deputaților, pe judecătorii Curții Constituționale. Doamna Constantin, acești judecători au avut o numire și o susținere politică. Și dacă ne uităm numai exemple foarte recente, pe doamna Laura Iuliana Scântei o susține PNL și a pus-o în funcție acum, nu știu, vreun an sau doi. Vorgo Otilo de UDMR, Cristian de Liorga și putem continua PSD și mai departe. Deci acești oameni au partide în spatele lor. Ei decid dacă partidele atunci când i-au instalat le-ar fi spus: măi, e o problemă națională, toată România este revoltată, îngrijorată de pensiile astea nesimțite, speciale, care sunt neconstituționale. Pentru că la Constituția României scrie explicit, oamenii sunt egali în fața legii, fără privilegii, fără discriminări. Ori pensiile speciale sunt privilegii și de asemenea sunt discriminări. Pentru că judecătorul pare că este mai mult decât omul de rând, decât românul de rând, decât simplu cetățean. Parcă este superior, este o entitate, o zeificare a acestei funcții. Nu se poate așa ceva. Și atunci, când o să-i vedeți că îi cheamă președintele României, premierul, președintele Camerei Deputaților și Senatelor, pe judecătorii pe care ei i-au pus și i-au susținut și le cer cu mandatul pe masă, ori ajungem la o soluționare echitabilă și rezonabilă pentru români, ori plecați din funcție. Pentru că nu se poate ca o putere să fie superioară alteia într-o democrație. În momentul de față, puterea judecătorească a unei justiții care nu funcționează, din păcate, în România, este superioară tuturor celorlalte puteri în stat. Și asta este inadmisibil. Eu stau și mă gândesc, doamna Constantin, în momentul de față, când spun că trebuie să vină cu un proiect de lege pentru aceste pensii speciale până în 15 octombrie, cu ce proiect poate să vină? Fiindcă pe baza deciziei Curții Constituționale nu se schimbă în esență nimic. Deci punem în acord o nouă lege posibilă, acest proiect nou, cu ce a zis Curtea. Păi nu se schimbă nimic, oameni buni, esențial. Rămâne la fel. Sau ne ținem de ceea ce recomandă Comisia Europeană și Banca Mondială, atunci este neconstituțional, fiindcă asta spun... spune Curtea Constituțională a României. La magistrat. Deci da, rămânem pe loc, nu se face nimic. Da, nu se schimbă nimic, exact. Asta e clar. În acest ping-pong nu se întâmplă nimic. Bun. Noi stăm doar ca spectatori și... Și plătim. Mă rog, ne furim noi delegeam. Plătim, noi plătim, noi plătim, că noi plătim factura asta. Bogdan Matei, cum faceți până la urmă? Acum, eu am ascultat cu foarte mare atenție și sunt de acord să intrăm într-un dialog și cu doamna Spătaru și cu domnul Pașan. Rog. Cu reprezentantul BNR-ului nu vreau. Și am să vă spun și de ce, că el e alt special al României. El e și la pensie și ia și salariu. Ca să vii să ne mai dai nouă lecție acum după ce ai ieșit tu la pensie și ți-e foarte bine pe câteva zeci de mii de euro la BNR, să ne explici... La cine vă referiți? La consilierul care l-ați dat dumneavoastră. La domnul Rădulescu. Da, păi dumnealui e și la pensie și cum să nu fie. Vârsta dumnealui ne arată foarte ca. Adică, nu știu, haideți să stabilim. Păi mă gândesc că oameni de genul acesta ne blochează pe noi la cumulul salariu cu pensie, nu? Pentru că e foarte bine să iei să dă două nu salarii din același, din aceeași perspectivă. Mai mult de atât, a făcut așa o pledoarie, le-a
făcut pe toate într-o parte. Păi nu, dar n-ați că sunt de acord că oamenii trebuie să iasă la 40 de ani la pensie? Dar nici nu ies în România la 40 de ani. La 42 ies, domnule Bogdan Matei. Vă dau acum exemple. Acum, nu putem să-i punem pe cei care sunt... Ies la 42 de ani oameni la pensie și apoi se întorc pensie specială. Cum? Haideți, vă rog frumos. Noua lege a pensiilor speciale spune clar că trebuie să ai 25 de ani și așa mai departe. Noua lege nu există. Momentan trebuie să o aplicăm pe cea în vigoare până intră cea care ne dorim noi. Eu nu spun că avem o lege perfectă. Eu n-am spus niciodată că vom elimina în totalitate pensiile speciale cu acest proiect de lege. Nu, nu se elimină. Nu, dar încercăm să-i ducem... Vă rog. Se reduce impactul bugetar? Pe o perioadă de minim 15 ani de zi. Pentru că ea spune foarte clar, în 5 ani de zile, după 5 ani de zile, intri pe parte de contributivitate. Încă o dată, eu vreau să fiu, vă spun cu sinceritate, n-am niciun interes, nu sunt special și nici nu voi fi special. Dar acestea sunt criteriile. Dacă am fi dorit să abrogăm legile speciale, Curtea Constituțională ne spune că nu. Am venit cu o formă agreată de Banca Mondială, Comisia Europeană, am votat-o, Curtea Constituțională a spus nu, stați puțin, mai veniți odată cu ea. Ne-au dat câteva recomandări, că tot vorbim de pierderea acestui timp. Eu nu spun că nu suntem în întârziere. Ba da, suntem foarte grav în întârziere. Foarte grav în întârziere. Dar iată că avem și anumite piedici care nu putem să nu le luăm în considerare. Coaliția vrea, dar alții răi nu vă las. Am notat, e concluzia. Gata. Vă mulțumesc mult tuturor. Vreau să vă arăt, doamnelor și domnilor, cum s-a întâlnit Kuleba, ucraineanul, ministrul de externe, cu Antony Blinken. În România a fost trimis un domn care se ocupă de climă, dar oamenii ăștia au mers la niște cartofi prăjiți. I cannot eat you this because of my doctor advice, but I did the same. But I cannot. I think a cheat meal is something that she will forgive me with you. Once at least is okay. We had, where I used to live in Washington, we had a McDonald's around the corner. Very good breakfast sandwich. Very good. When I was a student, my best hangover food was actually to go to McDonald's. Well done. I'm sure that was a rare, very rare. Very, very rare, of course. But I would go to McDonald's and buy double cheeseburger, big Coke, and that would be my hangover breakfast. Politica zilei a ajuns la final. De la Fix începe Bună România. Mergem acum la colegii mei. Bună seara, Radu. Bună seara, Răzvan. Ce urmărim de la Fix? Bună seara, Ioana. Bună seara tuturor. Bună seara, Ioana. Ioana, spun sincer de la obraz, vreau să, chiar vorbeam cu Răzvan acum, să dezvoltăm și noi această anchetă care se desfășoară în cea mai importantă publicație de presă din România, în legătură cu crucile astea de pe drumul, troițele astea de pe drumul. Alea din G4 Media? Din G4 Media și mă gândeam, zic, domnule, trebuie să desfășurăm și noi această anchetă, ce-i cu ele, de unde apar troițele astea de pe drumul care ne creează atâtea probleme. Și uite, când vorbeam de probleme, apare omul ăsta în spate, ministrul al economiei, fost ministru al economiei. În fericire, fost. Actualmente reprezentantul domnului Ciolacu în studioul de televiziune. A trecut pe la Ministerul Economiei, din păcate a lăsat și urme. Astăzi vom vorbi despre o companie din România care ar trebui să livreze 5 avioane armatei române și ce să vezi, i-a dat țeapă explicând că e un război la graniță. Asta în timp ce toate celelalte companii producătoare de avioane. Tocmai pentru că e un război la graniță. Au început să producă, că de-aia sunt producătoare, mai multe avioane. Ei nu produc pentru că asta noastră nu produce că e război la graniță și deci a trebuit să ajungă la un acord cu Ministerul Apărării Naționale pentru prelungirea termenului de livrare pentru cele 5 avioane pe care trebuia să le livreze. De ce legătură are Spătarul cu acest subiect? Păi are legătură Spătarul, că Spătarul e cel care și-a pus piluța acolo în funcție șefă la fabrica de avioane de la Craiova, la uzina de avioane de la Craiova. Vom discuta despre acest om, un fost lăcătuș mecanic, mai bine îl punea pe Marius Lăcătuș decât pe un lăcătuș, fost lăcătuș mecanic, care i-a fost și coleg, bineînțeles, la Dame. Deci o încrengătură ordinară despre care vom vorbi de la ora 18. Lăcătușii ăștia mecanici au preluat România, am văzut și la spitalul din Botoșan tot un lăcătuș mecanic. Deci e o mecanică a lăcătușilor. Dar nu mai sunt și sculeri, matrițeri, prelucători până așchiere, alte profesii nobile nu mai găsim. Mai cu ăștia îți faci treabă. Lăcătușii mecanici îți faci treabă, domnul Zanfir. Și vreau să mai adăugăm un subiect important pe care îl vom dezvolta și să caște urechile foarte bine cei de la PNL. Vedeți că vă vor lua locul cei de la AUR la propriu și nu numai în România, ci și peste hotare.
străinătate. În străinătate vor fi înlocuiți și de la Partidul Național Liberal, care sunt în momentul de față destul de nefuncționale. Așa că... Discutăm despre un scenariu foarte interesant, vehiculat în Europa, în Europa Occidentală, care chiar contează. Partidul Popular European se gândește că i-ar sta mai bine cu un partid ceva mai mare membru decât cu PNL-ul, care tinde să dispară. Și deci, în momentul de față, într-o manieră absolut deloc transparentă, AUR e luat în calcul pentru a înlocui Partidul Național Liberal în Partidul Popular European. Și ce să vezi, e un scenariu ultra credibil, pentru că nu e așa? Eu am văzut inclusiv pe diplomații izraelieni întâlnindu-se cu George Simion, explicându-ne că e un partid frecventabil. De ce n-ar fi și pentru PP? Variante și în egală măsură vom discuta, Ioana și domnilor și domnilor, și despre ultimele informații pe care le livrează statul român în privința acelor drone care la un moment dat devenise drone de supraveghere, devenise de tot fel. Multe minciuni năvală peste noi, o să discutăm despre ele în scurt timp. Vă urmărim. Mulțumesc foarte mult de la Fix Bună România. Mulțumesc că ați fost aici. Rămâneți pe B1 TV.